Prim divizionarea Oțelul Galați efectuează în perioada 4-13 ianuarie un stagiu de pregătire centralizată la Vatra Dornei. Miercuri, de la ora 12, echipa antrenată de Dorinel Munteanu va susține un meci amical pe terenul divizionare a 4-a Șoimicura Humurului. Gazdele ocupă locul secund la jumătatea campionatului la egalitate de puncte cu liderul juniorul Selcea. Humorenii au anunțat un prim transfer în această iarnă. Este vorba despre Mihail Chirariu de la Forestierul Frumusu. În vârstă de 31 de ani, acesta a mai jucat în trecut pentru FC Pojorâta, Șomus Vălticeni și aseară Râu Câmpul Moldovenesc. Amicalul dintre Șoimigura Humorului și Oțelul Galați va fi transmis în direct pe contul de Facebook Constantin Bogdan.